Da, am aflat și eu în urmă cu două zile această distribuție a banului public la nivel de primării și în județul Cluj, știți destul de bine că sunt singurul primar a USL-ului din partea PSD-ului, dar celelalte municipii și orașe, 5 la număr, au primar din partea puterii. Tot respectul pentru fiecare primar care a reușit să ajungă în funcția respectivă pentru că a dorit să fie în funcție și, în primul rând, au dorit cetățenii să-l aleagă ca și primar să-i reprezinte. Ei, cetățenii care sunt în spatele primarului USL n-au nicio vină. De asta guvernul a greșit. A făcut o greșeală elementară, spun eu, care nu are ce căuta la nivel administrativ. Discutând de politică, separat. Plin de administrație, n-ai voie să distribui banul public decât după criterii foarte clare, după numărul de populație, după problemele care le are fiecare comunitate, după proiectele europene care le accesezi și sunt în implementare. Primăria deja a cerut bani? Da, noi întotdeauna am cerut bani și cu chestia absolut simplă, clară, logică. Faptul că 58% din impozitul pe salariu a angajaților din DEJ pleacă spre guvern. Tot TVA-ul pleacă spre guvern a societăților comerciale. Și așteptăm o parte din această sumă să fie distribuită și spre comunitatea noastră, pentru că noi contribuim și noi cu ceva la guvern. Nu trebuie să facă separare pe criterii politice. Nici când o să fie USR-ul la putere și știți destul de bine că sunt reprezentantul lor pentru un nou mandat, nu doresc să se facă distribuția pe criterii politice. Trebuie să facă distribuția bugetară pe criterii foarte clare și odată să nu ne mai bate în joc de țara asta și de comunități locale. La ce sumă v-ați fi așteptat? Sigur că sumele distribuite la orașe similare au fost undeva între 900.000, 1.000.000 de lei, respectiv 9 miliarde, 10 miliarde de lei vechi. Așteptam și eu acea sumă, deși am demonstrat că poți și cu bani puțin să fac lucruri importante la nivel de DEJ. Vă amintesc că numai cu un an de zile am făcut o licitație și la un proiect de 190 de miliarde am redus proiectul 150, am intrat într-o competiție corectă, deschisă, s-a judecat cu 97 de miliarde de lei. Deci poți și cu bani puțin să fac lucruri importante pentru comunitatea mea. Mi se pare incorect să distribui aceste sume și știi destul de bine, se apropie campania electorală și cred că acesta e scopul, bani pentru campania electorală.